Iubită biserică, ne bucurăm înaintea Domnului pentru această nouă ocazie de har pe care El a rânduit-o pentru fiecare dintre noi, și anume de a participa la cina Domnului. Și dăm slavă lui Dumnezeu că astăzi împreună cu noi sunt oaspeții noștri pe care îi iubim, pe care îi dorim să fie cât mai des aici împreună cu noi și apoi ne despărțiți odată în împărăția lui Dumnezeu. Dragi oaspeți, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aveți o ședere plăcută și binecuvântată aici în casa Domnului. Astăzi, înainte de a participa la serviciul divin de Sfânta Cină, mai avem un moment foarte important pentru biserica noastră, și anume de a primi în rândurile Bisericii Adventiste de ziua a șaptea pe fratele Sicu Eugen, care a fost botezat în Iordan. Fratele Aldea Trăian a oficiat botezul acesta, dar prin votul nostru, iar astăzi, înainte de cina Domnului, rugăm să vină aici în față pentru a avea și momentul acesta al primirii oficiale în rândurile membrilor Bisericii. Pentru momentul acesta vă invit să ne ridicăm pe picioare. Iubite frate Sicu Eugen, îți întind brațul drept al Bisericii Creștine Adventiste de ziua șaptea și spun un călduros bun venit în mijlocul nostru. Dăm slavă bunului Dumnezeu care, așa cum știm, se îngrijește de noi, ne poartă de grijă și ne caută pe drumurile vieții, uneori chiar dacă drumurile acestea sunt întortocheate. Ne bucurăm din toată inima că prin harul Său ați încheiat legământul sfânt cu Dumnezeu prin botez și să ajute El ca acest legământ să rămână valabil, permanent pentru totdeauna, și în zilele revenirii sale să vă găsească pregătit pentru a fi împreună cu El în împărăția Lui Cerească. Iar până atunci să vă dea capacitatea și darurile sale, ca prin cuvânt și prin faptă să-L mărturisiți și mulți să cunoască pe Domnul Iisus Hristos și prin aportul dumneavoastră. Cuvântul Domnului pentru dumneavoastră se găsește în cartea Apocalipsei și spune așa: adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, căci ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Amin. Domnul să-și împlinească aceste făgăduințe față de dumneavoastră. Amin. 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 Thank you.
Pericopa pentru predica din această dimineață o voi citi din Luca 2, începând cu versetul 1 până la versetul 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el în Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel dintâi, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară pe câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul, după care veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la Maria, de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haide să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au întors în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Amin. Mulțumim, Mihai și Adina, și vă mai așteptăm. La fiecare eveniment al cinei Domnului,
aducem mai aproape de noi trei momente. La această sărbătoare rânduită de Domnul Iisus Hristos în biserica sa, cum este cina Domnului, aducem foarte aproape de noi, de fiecare dintre noi, trei momente. Momentul trecutului, momentul viitorului și momentul prezentului. Spun că aducem momentul trecutului pentru că la cina Domnului comemorăm momentul înfierii noastre în familia lui Dumnezeu. Datorită jertfei de la crucea Golgotei, în care Domnul Iisus Hristos Mântuitorul moare pentru noi și în locul nostru. Însă evenimentul acesta nu este unul separat, ci este legat chiar prin momentul cinei rânduite de Domnul Iisus Hristos, de momentul revenirii sale pe norii cerului, pentru că Mântuitorul spunea să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Când voi serba din nou această sărbătoare a cinei în împărăția Tatălui meu. Iar lucrul acesta este posibil tot datorită Golgotei. Cu privire la momentul prezentului, trebuie să amintim că este absolut important pentru noi. Fără momentul acesta al prezentului în viața noastră, în viața mea, nu ar fi posibilă iertarea. Nu ne-am bucurat de mângâiere, nu ne-am bucurat de speranța pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o aducă în inimile noastre, în viața noastră, cu privire la lucrurile pe care le-a pregătit pentru noi, lucruri foarte bune. De aceea evenimentul cinei Domnului este extrem de important și este o sărbătoare care nu trebuie să fie trecută cu vederea. Așa cum ați observat din pasajul care a fost citit, cât și cântările care au fost aduse aici spre lauda Domnului, ne-am oprit în această ocazie a cinei Domnului și la atmosfera care caracterizează zilele acestea, atmosferă de sărbătoare, care caracterizează zilele acestea datorită, pe de o parte, sfârșitului de an, care este mai relaxat, dar și ceea ce numim noi momentul întrupării Domnului Iisus Hristos. Dacă ați fost atenți, nu se poate să nu fi surprins din pasajul care a fost citit de către frații prezbiteri. Nu se poate să nu fi surprins două aspecte foarte importante care se desprind de relatarea evanghelistului Luca. Pe de o parte, este vorba de descrierea momentului întrupării cu niște date exacte istorice, ca nimeni să nu se îndoiască vreodată în legătură cu momentul profetic al întrupării Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Este vorba de venirea Domnului Iisus Hristos ca punctul de apogeu în desfășurarea planului de mântuire și cu efecte directe pentru viața noastră personală. Datorită acestui moment, datorită acestui prunc care se naște ca să moară pe crucea Golgotei, ca mântuitor al lumii, noi astăzi putem fi încurajați. Noi astăzi putem să dăm slavă lui Dumnezeu că ni s-a deschis o posibilitate să revenim în familia mare a lui Dumnezeu, unde nu este suferință, durere, lacrimi, unde nu există toate lucrurile rele cu care ne-am obișnuit în lumea aceasta și noi credem că planeta aceasta se va întoarce într-o zi prin puterea lui Dumnezeu, putere recreatoare, ca să pulseze de un singur puls al armoniei în tot universul, așa cum a plănuit Dumnezeu la început. Dar nu se poate. Dacă ați fost atenți să nu fi surprins și un al doilea aspect care e ceva mai dureros sau foarte dureros. Deci primul aspect are de-a face cu iubirea lui Dumnezeu pentru omul păcătos. Domnul Iisus Hristos alege să vină ca unul dintre noi să trăiască viața sa răscumpărătoare
care conduce la Golgota ca să moară în locul nostru. Dar al doilea aspect pe care îl găsim aici, în aceeași relatare, este atitudinea adresanților acestei imense oferte de dragoste. Este atitudinea adresanților în ce privește desfășurarea planului de mântuire pentru ei. Sunt convins că dumneavoastră cunoașteți, din auzite, ați auzit și zilele acestea la radio și pe toate mijloacele media, despre relatările acestea, că se știe câte ceva. Se știe câte ceva chiar și despre profețiile care arătau că Mântuitorul lumii urma să vină în lumea noastră ca unul dintre noi, trăind, ca apoi să poată aduce la îndeplinire planul de mântuire. Oamenii de atunci știau câte ceva despre lucrurile acestea. Ba chiar cunoșteau câte ceva și despre profeție, că vine Irod și întreabă pe preoții care au fost bulversați la venirea magilor din răsărit și ei știau foarte exact că trebuie să nască în Betleemul din Iudeea și, mă rog, va veni, citează din profeția aceasta. Un singur lucru lipsea, și anume o atitudine binevoitoare față de această ofertă de dragoste a lui Dumnezeu. Ei nu erau pregătiți să-L primească. De aceea, nu putem trece peste faptul că astăzi lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Au trecut 2000 de ani, dar lucrurile sunt la fel. Oferta lui Dumnezeu este aceeași pentru omul păcătos. Dragostea lui Dumnezeu nu se schimbă față de noi, dar atitudinile oamenilor față de această ofertă a lui Dumnezeu este una absolut nepotrivită uneori. Ca și cei de atunci, există posibilitatea și astăzi ca sărbătoarea aceasta creștină să urmărească mai mult aspecte comerciale. Și dacă te uiți cu atenție la ce spune Biblia în legătură cu evenimentul întrupării și la ceea ce face lumea creștină cu privire la momentul acesta, nu se poate vedea că Domnul Iisus Hristos nu se mai vede din interesele comerciale. Nu se mai vede din aburii aceia al mâncărilor și băuturilor și îmbuibare cu astfel de ocazii la sărbătoare. Ce să mai vorbim despre risipa care se produce în mod nejustificat la astfel de ocazii. Pentru că, frați și surori, indiferent care ar fi evenimentul, mănânci cu o lingură și dacă vrei să nu-ți facă rău la sănătatea ta și ești un om care știi să te stăpânești și ești un om cumpătat, mănânci atât cât se mănâncă. Un jurnalist, malițios din punctul meu de vedere, dar care avea mare dreptate într-un articol, cu referire la Isaia 44 cu versetul 10, făcea un comentariu. Știți ce scrie în Isaia 44? Nu știți? 4:4. Acasă urmăriți și vedeți ce scrie acolo. Iar în versetul 10 spune profetul lui Dumnezeu, vorbind despre modul în care oamenii lasă pe Dumnezeu și oferta lui care ca să se apropie de niște lucruri făcute de mâna lor. Și spune până la urmă profetul lui Dumnezeu, cine a făcut vreodată vreun idol ca să nu tragă vreun folos din el? Și jurnalistul acesta, plecând de la textul acesta, comenta și spunea, v-ați întrebat vreodată dacă n-ar exista interese financiare în jurul sărbătorilor creștine și în jurul moaștelor, cam câte sărbători și câte moaște ar mai rămânea în țara noastră? Și am stat și m-am gândit, prima dată am fost deranjat de omul acesta care era ortodox, declarat, potrivit cu ceea ce spunea el acolo. Am fost deranjat de observația lui, dar până la urmă am zis, are dreptate? Cât ar mai rămânea din toată credința aceasta dacă ai scoate interesele financiare și comerțul?
și îmbuibare și risipă. Însă, frați și surori, mai e ceva foarte important și care este tot aici în pasajul care a fost citit înaintea noastră. Sărbătoarea nașterii Domnului se concentrează sistematic, prin cuvânt și prin cântare, asupra unui fapt. Și anume, Domnul Iisus Hristos, un bebe mititel. Un bebe micuț, în paie ude, în scutecele, cu niște calorifere care vin din partea unor animăluțe care stăteau într-un grajd și cam atât. Astăzi s-a născut mititel și drăgălaș, acolo, inofensiv, nimic despre ceea ce înseamnă Mântuitorul. Nimic despre ceea ce înseamnă planul de mântuire. Nimic despre ceea ce înseamnă faptul că El va veni ca judecător să facă o separare între oameni. Nimic dintre ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu că va sta pe scaunul slavei lui Dumnezeu și va despărți pe unii de alții, cum face despărțirea uneori păstorul oilor de capre. Din tot mesajul sublimal care se transmite pe gântecelele acestea, cu bebe mic și drăgălaș în scutecele, se transmite o idee, și anume că nu cumva pruncul acesta să crească. Imaginea unui mântuitor, imaginea celui care de la crucea Golgotei vine ca ceva unic pentru iertarea și mântuirea oamenilor, vrea să dispară complet din mintea noastră. Nici vorbă de mesajul acestui mântuitor, care și-a început activitatea lui publică cu acest mesaj: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pentru că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Ați auzit așa ceva zilele acestea? Ați auzit cumva textul acela pe care Domnul Iisus Hristos îl rostea în fața unei mari mulțimi, în Matei capitolul 6, versetul 33, în care se spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Le-ați auzit? Într-o iesle, în copilaș, acolo, în Betleem, da, sigur că da, e Biblie. Dar de ce nu vor oamenii să primească pe Domnul Iisus Hristos în plinătatea personalității sale pentru aducerea la îndeplinirea mântuirii noastre? De ce nu vor oamenii să recunoască pe Domnul Hristos ca Cel care va judeca? Sau de ce nu vor să recunoască ca Domn? Bebe mic, da, Domn nu prea. Mai ales dacă cumva acest Domn se intitulează pe sine Domn al Sabatului, atunci, știi ce spun oamenii? O, foarte cu el, afară cu el, nu ne trebuie așa ceva. Sau le trebuie? Câte biserici sunt deschise azi în ziua de sabat în cinstea celui care vine să ne mântuiască și care se declară Domn al sabatului și care spune că sabatul a fost făcut pentru om? Câte biserici sunt deschise? De ce? Ca să nu mai vorbesc de faptul că Domnul Iisus Hristos de două ori se intitulează pe sine Domn. Odată în legătură cu sabatul pe care El l-a creat, l-a binecuvântat, l-a sfințit și apoi pe muntele Sinai l-a poruncit, nu într-o poruncă nouă, ci într-o poruncă care configurează un înțeles foarte clar pentru omul care gândește și care zice: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua de odihnă sfințită și binecuvântată, închinată Domnului Dumnezeului tău. De două ori Domnul Iisus Hristos se intitulează pe sine Domn. Odată Domn al sabatului și odată la ocazia cinei Domnului. Unde Domnul spune: dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să faceți lucrul acesta. Și lumea creștină spune: a, nu, așa ceva, nu. Ciudată viziune. Și Luca surprinde exact elementul acesta. Vorbește despre evenimentul unic al întrupării, dar în același timp surprinde și atitudinea nefirească, lipsită de logică, pentru cei pe care Mântuitorul venise să-i apropie de sine. În Evanghelie, frați și surori, vă rog să remarcați lucrul acesta,
găsim doar tangențial referire la istoria nașterii Domnului Iisus Hristos, pentru că motivul pentru care este adusă în discuția nașterea Domnului Iisus Hristos este să facă trimitere direct la crucea Golgotei, la momentul mântuirii noastre prin jertfa înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos, moment pe care îl sărbăm la Sfânta Cină. Gândiți-vă la Matei. Fecioara va rămâne însărcinată, vei naște un prunc de parte bărbătească și vei pune numele Iisus, pentru că El și trece direct la scopul primordial, la apogeul planului de mântuire, pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele, de păcatele sale. Și apoi, spune, îl vor numi Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Iar după aceasta trece direct la atitudinile oamenilor. Învățătorii timpului știau câte ceva, dar nu l-au primit. Și au venit de departe, din răsărit, niște magi, care au făcut o călătorie lungă, călăuziți adevărat de o stea, și au venit și au pus o întrebare: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, că am venit să ne închinăm cui? Mamei lui. Nu, am venit să ne închinăm lui. O fi mama lui, tânără și frumoasă, credincioasă, dar noi am venit pentru el și să ne închinăm lui. Și am venit ca lui să-i aducem darurile și consacrarea noastră. Vin de departe, în timp ce cei de atunci nici măcar nu s-au ostenit să meargă să vadă cât de adevărat era lucrul acesta. Marcu, foarte interesant, în relatarea Evangheliei sale, nici nu se ocupă cu problemele acestea ale nașterii. El trece direct la botezul Domnului Iisus Hristos, la ungerea cu Duhul Sfânt și la propovăduirea Evangheliei. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat de voi, este aproape. Luca trece direct la atitudine, așa cum am învățat, și n-aș vrea să zăbovesc prea mult, pentru că sunt lecții foarte mari, dar puțini sunt cei care îl așteaptă cu adevărat. Atitudinile oamenilor sunt unele de indiferență, aveau alte preocupări, deci știau, deși aveau pe buzele lor făgăduința lui Israel și pe Mesia, cântările lor erau cântate în vederea revenirii lui Mesia, dar când a venit, nu l-au recunoscut. Doar câțiva păstori pe dealurile Betleemului, sau poate Simeon, care spunea: slobozește, Doamne, în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Sau Ana, o femeie în vârstă care era acolo și care a făcut din participarea la casa de rugăciune o permanență, era nelipsită de la templu, ca o lecție pentru noi. Iar despre Ioan ce să mai spunem, că el trece direct la atitudini. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor ce l-au primit, spune în versetul 12, el le-a dat un drept, le-a dat dreptul să se facă copiii ai lui Dumnezeu, născuți în mod supranatural prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu din sânge, nu din carne, ci prin puterea lui Dumnezeu. Pentru cei care l-au primit, frați și surori, istoria întrupării Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, ieslea Betleemului cu pruncul care vine pentru a aduce la îndeplinire planul lui Dumnezeu, are o încărcătură deosebită. Este o poveste a iubirii care are o simbolistică aparte, o simbolistică care nu ar trebui să fie uitată de niciunul dintre noi. În primul rând, vă rog să rețineți faptul profetic, de altfel, că Domnul Iisus Hristos vine în Betleem și nu în altă parte. De ce? Pentru că chiar numele acestei locații avea conotații spirituale de o importanță absolut specială. Betleem înseamnă casa pâinii. Iisus Hristos vine în casa pâinii ca toți cei care sunt flămânți și însetați după neprihănirii să poată fi săturați. El a venit ca pâinea vie din cer, ca să dea lumii viață și să o dea din belșug. Atât de impresionat este Ioan de evenimentul acesta, încât de 10 ori în Evanghelia sa vorbește despre pâinea vie care vine din cer.
Dar mai e ceva. Înainte ca Domnul Iisus Hristos să se întoarcă la ceruri, după ce s-a adus ca jertfă pe crucea Golgotei, după ce a înviat din morți, după ce s-a arătat multora, El a lăsat ca un testament un lucru pe care îl așează în mintea lor, ca nu cumva să-l uite vreodată. Chiar înainte de jertfa lui, de patima lui, înainte de a pleca dintre noi, a luat o pâine și a făcut un simbol al trupului său. Și a zis, mâncați toți. Păstrează simbolul acesta al Betleemului. Niciodată, frați și surori, dragi oaspeți, nu este atâta risipă de pâine ca la sărbătorile creștine. Și cu toate acestea, niciodată parcă inima căutătoare după Dumnezeu nu rămâne mai goală datorită încercării vrăjmașului de a umple un gol real, spiritual, cu niște surogate. Cu scutecele, cu bebeluș mic, cu paie ude, cu lerui ler. Ce legătură are asta cu viața spirituală? Când milioane de oameni trăiesc drama lipsei de pâine fizică, dar și spirituală. Am citit undeva un articol care m-a impresionat foarte mult și anume o fetiță la școală a început să plângă. Și învățătorul, pentru că era la școala primară, i-a zis pe nume și i-a spus, de ce plângi? Și ea tăcea și plângea în continuare. Și a spus, spune-mi, te rog, s-a apropiat de ea, spune-mi de ce plângi. Și a ridicat ochii de acolo și a spus, mi-e foame. Dar cum ți-e foame? Zice, nu ai mâncat dimineață? Nu. N-am mâncat nici ieri, n-am mâncat de ieri dimineață. Și am văzut pachetelul la colega mea și mi s-a făcut așa o foame că nu mă pot abține de plâns. În timp ce oamenii se îmbuibează și risipesc mai mult decât trebuie. Tragic cu privire la pâinea de cea fizică, dar cu privire la pâinea spirituală, cum stau lucrurile? Căci omul, spunea Domnul Iisus Hristos, nu trăiește numai cu pâine și cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Sfânta Cină, frați și surori, să nu uităm. Este momentul care amintește de un echilibru între pâinea zilnică și pâinea care vine din cer, care este Domnul Iisus Hristos. Sfânta Cină ne amintește că dacă așa de mult ne-a iubit Dumnezeu încât ne-a dat pâinea vie care se coboară din cer în persoana Domnului Iisus Hristos, cum nu ne va da El și pâinea aceea de toate zilele? De ce atât de multă îngrijorare și frământare în mijlocul nostru când Dumnezeu este Cel care are grijă de nevoile temporare ca și de nevoile acelea veșnice? Domnul Iisus Hristos ne-a învățat un lucru foarte interesant. Ca în rugăciunea noastră, în rugăciunea aceea model, rugăciunea Tatăl nostru, ne-a învățat să spunem pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă, astăzi, sau unele traduceri mai exacte spun, dă-ne un nou în fiecare zi. La care pâine vă gândiți când spuneți această rugăciune? La care vă gândiți? Trebuie să ne gândim numai la una? La un aspect? Ambele aspecte. Sigur că este vorba de un echilibru aici. Sfânta Cină ne amintește că atunci când Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și instituie acest act foarte serios, se gândea la nevoile temporare, dar se gândea și la nevoile noastre spirituale, ca nu cumva să rămânem doar în traversarea dureroasă a văii plângerii și să rămânem aici. Când faci un simbol al trupului său frânt, din pâinea aceea fără aluat, pentru că aluatul simbolizează păcatul. Și sunt înspăimântat când văd că învățători ai lumii creștine oferă pâinea aceasta cu drojdie, care înseamnă stricarea simbolului într-un mod sfidător la adresa lui Dumnezeu. Eu știu foarte exact că în toată Biblia
se găsește când este vorba de serbarea Paștelui, când Domnul Iisus Hristos instituie această nouă ceremonială, acest nou ceremonial. Eu știu foarte exact că simbolul întotdeauna este stricat până aducerea aluatului acolo. Și cu toate acestea, oamenii își permit lucrul acesta. Viți, frați și stimate surori, pâinea fizică și spirituală trebuie să fie incluse la comemorarea cinei Domnului, ca să aducă aminte de Dătător. Și iată, vreau să vă citesc ceva foarte frumos din cartea Hristos, Lumina Lumii, 648, unde ni se spune așa: chiar viața aceasta pământească o datorăm morții Domnului Iisus Hristos. Pâinea pe care o mâncăm este răscumpărată prin trupul lui frânt. Apa pe care o bem este cumpărată prin sângele lui vărsat. Nimeni, sfânt sau păcătos, nu mănâncă hrana sa zilnică fără să se hrănească cu trupul și sângele lui Hristos. Crucea de pe Calvar este pusă ca o pecete pe fiecare pâine și se oglindește în fiecare izvor de apă. Toate acestea le-a spus Iisus atunci când a rânduit simbolurile jertfei sale, celei mari. Lumina care strălucește la serviciul de împărtășire a cinei Domnului din camera de sus sfințește hrana și pentru viața noastră zilnică. Masa familiei ajunge ca masa Domnului și fiecare masă ca un sacrament. Mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta. Nu putem despărți lucrurile. Nu putem spune, astăzi e sabat, sunt foarte credincios, mâine fac altceva. Nu putem spune, acum particip la Sfânta Domnului, e sfânt, trebuie să fiu foarte atent și mâine dau drumul la niște lucruri. Nu. Pentru că noi trăim în atmosfera aceasta a sfințeniei vieții noastre prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Este vorba de aici de pâinea cea vie care vine la Betlehem, în casa pâinii, la cina Domnului, ca să ne ofere o nouă șansă, ca să ne schimbăm atitudinea, să învățăm din trecutul celor care l-au sfidat și părăsit pe Dumnezeu și să ne îndreptăm către El. Mesajul acesta Evangheliei este permanent. Pocăiți-vă! Ați auzit vreo idee de felul acesta zilele acestea? Eu n-am auzit. Nu prea am timp să stau, să mă uit sau cu atât mai puțin să mă uit, dar nici să ascult. Când ascult, când merg pe mașină, dar n-am auzit. N-am auzit. Dar condițiile sunt aceleași. Dumnezeu nu se schimbe. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Iisus Hristos este același și ieri, și azi, și în veci. Și ascultarea vorbește Domnul Iisus Hristos că nu este negociabil, nici măcar pentru El. El spune, n-am venit ca să stric ceva, să rearanjez ceva, am venit să împlinesc. Căci nu va trece cerul și pământul, sau Luca spune, chiar dacă va trece cerul și pământul, nu vor trece nici o iotă, frântură de slovă din cele 10 porunci până nu se vor fi încheiat toate lucrurile istoriei acestei omeniri. Iar în Matei capitolul 7 cu versetul 21 spunea, nu vă amăgiți, că nu oricine zice Doamne, Doamne și cântă frumos, dacă nu face voia Tatălui meu, care este în cer, va ajunge în cer. Atunci le voi spune cu rază și Mântuitorul, depărtați-vă de la mine, și nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de lege. Ați auzit textul acesta cumva în zilele acestea? Și atunci nu ar trebui oare ca să luăm Sfânta Carte și să ne uităm la ceea ce înseamnă legământul lui Dumnezeu cu omul, să înțelegem ce înseamnă întruparea în planul de mântuire și proiecția către crucea Golgotei, unde Domnul moare pentru noi și păcatele noastre, și apoi instituirea Sfintei Cine ca moment palpabil în care ne apropiem de jertfa Domnului Iisus Hristos prin trupul frânt și prin sângele simbolizat de vinul nefermentat la care participăm. Proba acestei șanse noi de ascultare se numește ucenicie. Ucenicul meu, spune Domnul Iisus Hristos, își va lua această cruce a uceniciei în fiecare zi, în fiecare zi. Ucenicii primesc, se angajează, dacă vreți, în a purta această cruce a Domnului Iisus Hristos împreună cu El. Pentru că Mântuitorul spunea,
Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră. Știți că jugul are calitatea aceasta de a pune două entități care să ajute, da? Și am văzut o poveste, știți și dumneavoastră povestea, parabola aceea în care la momentul ucenicii de a urma pe Domnul Iisus Hristos a dat fiecăruia câte o cruce, da? Și zicea, trebuie să alegi. Și fiecare căuta să aleagă, poftim? Și a zis, mergeți și alegeți. Dar știți care era ideea? Când depozitul acela, toate erau la fel. Dar omul atâta le învârtea și atâta le sucea. Poate o găsi una mai? Una un pic așa mai ușoară. El toate erau la fel. Și pentru că toate erau la fel, oamenii luau și plecau în ucenicie. Numai că pe parcurs, unul mai șmecher a zis, ce a zis? Bă, da, cine știe? A rămas mai în urmă un pic cu ferestrăul, harș, a tăiat o bucată. A mai mers puțin și a mai tăiat o bucățică. Acum era mai ușoară și a mai tăiat câte o bucățică. Numai că nu s-a gândit că urmau să ajungă la o prăpastie. Toți cei care s-au chinuit cu crucea așa cum a fost luată, au întins-o pe prăpastie și au trecut mai departe. Dar el când a ajuns, nu mai ajunge. Așa fac oamenii și cu cele 10 porunci. Și dai greu. Să ții sabatul, e greu. Să mănânci numai ce spune Domnul, e greu. Să nu bei ce nu trebuie, e greu. Și mai taie. Și din 10 porunci a tăiat una și a dat-o deoparte că e greu. Și din 10 porunci a mai tăiat încă una și a dat-o deoparte că e greu. Și din 10 porunci cineva a zis, hai să faci numai două. Și eu îi întreb, da. Bine, frate păstor, l-am întrebat pe cineva. Te rog frumos, ia astea două de aici, astea două. Și pune mâna pe cele două din cele 10 care trebuie păzit. Numai pe cele două. Dacă-s două, care? A treia și a patra, a cincea și a opta, a șasea și a zecea, care? Pentru că Domnul Iisus Hristos când se referă la cele două, el spune, pentru că în acestea se cuprinde toată legea și prorocii. Se cuprinde datoria omului față de Dumnezeu și datoria omului față de aproapele lui. Pentru că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, zice Domnul, nu vor trece. Pentru cei credincioși care nu tai din ce a rostit Dumnezeu, există o făgăduință extraordinară. Isaia 33, citim acasă. Pâinea și apa nu le va lipsi. Dumnezeu va proteja pe copiii săi și le va furniza într-un mod supranatural, va acoperi nevoile lor. Pentru că va veni o foame pe pământul nostru, o foame după cuvântul Domnului pe care îl vor căuta de la o margine a cerului până la cealaltă și nu îl vor mai găsi. Însă trebuie să știm, frați și surori, că făgăduințele lui Dumnezeu sunt condiționate. Dacă îți vei împărți pâinea cu cel flământ, dacă vei aduce pe cel nenorocit în casa ta, dacă. Și apoi știți cu ce încheie? Isaia 58. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale, să nu-ți faci plăcerile tale, să nu-ți faci ideile tale, atunci te vei bucura în Domnul. Atunci te vei duce pe înălțirile cerului. Atunci vei fi binecuvântat. Numai Isaia 58 și 53, dacă le-ar citi oamenii în aceste ocazii de sărbătoare, viața lor ar trebui să schimbe obligatoriu. Dar oamenii nu sunt interesați. Noi suntem creștini. Dar dacă pui Biblia lângă el, fără Biblie. Dar fără Biblie nu se poate să ai viața veșnică. Domnul Hristos spune, cercetați Scripturile, pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Și ca să închei, dacă reții pâinea aceasta numai pentru tine, dacă o reții numai pentru tine, nu vei intra în bucurie stăpânului. Pentru că pâinea ne este dată să o oferim și altora. Eclesiastul spune, mă împarte în 7, în 8, în 10, nu știi ce zile vor veni pe pământ. Așa a făcut Domnul Iisus Hristos și așa trebuie să facem și noi. Căci noi la cină anticipăm exact lucrarea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Și mai anticipăm ceva. Ziua în care Domnul Iisus Hristos va fi din nou copiii săi. Știți ce îmi place la ideea aceasta? Că absolut fiecare dintre noi putem participa la acea cină. Credeți?
Eu sunt convins. Așa cum sunt convins că pe crucea Golgotei, din dragoste pentru noi, Domnul Hristos a murit pentru fiecare dintre noi să ne aducă mântuirea, sunt convins că fiecare dintre noi poate în ziua aceea să participe la masa aceea, la cina din ceruri, unde Domnul Hristos va sluji din nou. El va fi din nou tovarășul nostru, tovarășul celor mântuiți. Știți ce înseamnă tovarăș? Etimologic știți de unde vine cuvântul? Cei care mănâncă pâine împreună. Tovarăș nu este un cuvânt comunist. Nu, nu are nicio legătură. Este mult mai vechi și are conotații mult mai frumoase. Tovarăș înseamnă a mânca pâine împreună. Iar Domnul Iisus Hristos ne numește frați, ne numește prieteni Lui și vrea să facă asta cu noi în Împărăția Cerului. Până atunci însă trebuie să deosebim trupul Domnului care s-a dat pentru viața lumii. Nu doar un bebe mic, ci un mântuitor adevărat. Pe El îl proslăvim și îi dăm slava, pentru că El ne mântuiește și ne va duce din nou în Împărăția Lui cerească. El care vine în casa pâinii în Betleem. Și încă o idee, așa, de curiozitate. Știți că noi că am vorbit de Domn. Știți ce mai înseamnă Domn? Kyrios în limba greacă. Domn este stăpânul, este cel care controlează, care dirigează viața supușilor. Dar mai este ceva. Domn nu este doar ființa supremă. Domn înseamnă cel care păstrează cheile de la depozitul pâinii, care are grijă de alimentația lor. Va avea Domnul grijă de noi, frați și surori, în anul care vine? Da? Sunt convins. De unde știm? Făgăduința Lui este da și amin pentru toți cei care îl iubesc și care vor să fie într-o relație sănătoasă cu El. Pe Cel care vine în Betleem ca în mod simbolic să ne arate că El vine în casa pâinii, pâinea din cer, pâinea vie din cer, pentru mântuirea lumii, să ne dea viața. Nu ne va lăsa și nu ne va părăsi. Veneam dimineață și m-am întâlnit cu doi dintre ai noștri, mai în vârstă și mai bolnavi. Și am întrebat ce fac și au zis, bine, mergem înainte. Și am spus, da, bun e răspunsul acesta. Pentru că atunci când vin neputințele, când vin bolile, când vin necazurile, vrăjmașul caută să ne descurajeze. Însă eu ne învaț o lecție pentru viitor și pentru anul care vine. Știți care e lecția? Chiar dacă mi se va nimici, chiar dacă nu voi mai avea car, chiar dacă eu știu că ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. La Sfânta Cină privim viața prin Domnul Iisus Hristos și o primim, nu să o reținem doar pentru noi, și să o dăm și celor din jurul nostru. Doar așa Betleemul își va păstra simbolul curat. De aceea ruga mea în această dimineață, frați și surori, înainte de a participa la Cina Domnului, este, Doamne, ajută ca biserica noastră să fie o casă a pâinii. Biserica noastră din Bacău Centru să fie un Betlehem, dar nu-i suficient. Familiile noastre să fie o casă a pâinii, să fie un Betlehem, unde Domnul Iisus Hristos să vină și să aducă belșugul darurilor sale. Și încă nu-i suficient. Inima noastră să devină o iesle în care Domnul Iisus Hristos să domnească, ca pâinea vie care aduce binecuvântarea și toate resursele materiale și spirituale. Binecuvântat și slăvit să fie numele în veci. Amin. Ne ridicăm pentru rugăciunea de consacrare. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în aceste momente la picioarele tale să-ți mulțumim că Tu ne-ai dat har să participăm și la această sărbătoare a cinei Fiului Tău iubit, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te rugăm, Doamne, să ne ierți că și în acest trimestru care a trecut am mai păcătuit împotriva Ta. Te rog să ne ierți. Ne pare rău că am întristat fața Ta și dorim să ne dai puterea Duhului Tău cel Sfânt ca să biruim orice ispita vrășmașului. Tată Ceresc, dorim ca pe Fiul Tău, Iisus Hristos, să-L invităm pe tronul inimilor noastre, că El să domnească în viața noastră. Vrem să ne consacrăm Ție pe deplin. Vrem ca Tu să faci din fiecare dintre noi o făptură nouă, un cetățean drept pentru împărăția Ta. Ajută-ne pe fiecare care suntem aici să primim acest har al Tău de a
fii mântuiți prin Sfânt Sângele Fiului Tău iubit, Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, ca împărtășindu-ne cu simbolurile sfinte, să nu uităm nicio clipă cât de valoroși suntem înaintea Ta și cât de mare este iubirea Ta prin faptul că Tu ne dorești cu ardoare pentru cer. Ajută-ne ca niciunul să nu lipsim la cina cea mare în care Tu vei sta în capul mesei și ne vei binecuvânta. Amin. Îți mulțumim pentru toate, dorim ca Tu să fii prezent și să ne asculți rugăciunea. Amin. Amin.